Mergem până la Vlăduț să dansăm! Aplauze! Doamnelor și domnilor, Vlăduț îmbăiază fasolea. Da, e obligatoriu să o îmbăiesc în momentul când o fierbi, astfel încât să rămână și ușor al dente. Adică o fierbi 3 sau 4 minute maxim în apă cu puțină sare și un pic de bicarbonat alimentar, pentru că se păstrează, nu-i așa, verdele, sigur că da, verdele acesta crud se datorează bicarbonatului, își păstrează foarte bine culoarea și este foarte apetisantă. Ce ai făcut aici? Am făcut o salată fermecată cu rucola. Cu rucola, cu puțină fasole verde, cu un pic de roșii sherry, cu pere, cu roșiile le-ai aruncat un pic în tigaie. Roșiile, sigur că, dar lângă carne, e foarte important carnea, ca să iasă roze. Am ales un antricot de vită. Carnea trebuie preparată la foc foarte, foarte iute. Trebuie rumenită pe ambele părți, apoi trebuie lăsată să se odihnească 5 minute sau 10 minute și în felul acesta ea rămâne roze, se scurge din carne sucul care este în surplus și o putem, nu-i așa, o putem aranja pe farfurie. Mai urmează să adăugăm dressingul care este pe suport de ulei de măsline, oțet balsamic. Am adăugat și câteva capere pentru că îi dau, nu-i așa, un gust foarte, foarte bun. Câteva boabe de struguri, dar și felii de pere. Este o salată, este o combinație care, aș putea să spun, ușor mai rafinat, așa. Adăugăm și dressingul. Dressingul nu trebuie să fie foarte mult, trebuie să fie atât cât, de fapt atât cât ne cere inimioara momentul când vrem să savurăm o asemenea salată. Cum zice la noi, cât suportă pipota. Dani, ce-ți mai face pipota? Domnule Vlăduț, ce-ați pregătit pentru ca după amiaza noastră să continue, sau mă rog, dimineața noastră să meargă înainte? Ce să vă spun, salata mea este gata, este gata de foarte mult timp. Asta înseamnă că nu am petrecut foarte mult timp în bucătărie. Asta este și ideea, rapid, gustos și în același timp foarte bine la buzunar, adică destul de ieftin. Doamnelor și domnilor, uite, așa ne surprinde pe noi vorbind toată lumea. Nu, acolo e cărnița, am altceva la frigider, foarte interesant. Nu, așa, eu m-am lăsat, de dulce. Preparat de pe o zi pe alta, adică este un tort din biscuiți cu cremă de nes și glazură din ciocolată. Spune-ne deja, de ce îl preparăm de pe o zi pe alta, foarte important. Este foarte important, având în vedere că biscuiți nu îi însiropăm sau nu îi trampăm, pentru că ei se hidratează foarte bine de la frișca bătută. Trebuie să așteptăm aceste 24 de ore ca să se întrepătrunde gusturile, biscuiții să se înmoaie și crema să se întărească un pic, pentru că este foarte moale. Glazura, de asemenea, o așezăm a doua zi, o glazură foarte simplă, dar pentru ingrediente aș vrea să mulțumesc confetărilor Georgii, care și astăzi ne-au îndulcit ziua și ne-au întrezit cu un tort de cafea. Anda, Flavia Bălesc, o să mai lungesc un pic momentul ca să nu ne apucăm de tăiat, pentru că se uită și copiii la neața, adolescenți, pubertini. Dar de ce așa rușun obrăjor, puberul? E bine, de la ce-a băut aseară. Emoționat, mă! Este bine să tratați relațiile interpersonale, chiar fugitive sau pasagere, exact cum tratăm noi la neața tortul de biscuiți. E bine și de pe o zi pe alta, nu tot în aceeași seară, pubere. Ai la numărul, dă-mi un WhatsApp unde ne întâlnim să-i spun taxiului. Mai lăsați să se întrepătrundă Anda și gusturile. Da. Să mai lăsăm și de pe o zi pe alta. Ai luat mere? Ce de mere a lui Adam aveți voi aici, acum observ. Mărul lui Adam. Luăm pauză, ne